Început, aș vrea să le spuneți oamenilor cam cu ce se ocupă așa radiologia intervențională, pentru că este un segment, să zic așa, destul de puțin cunoscut și în corpului medical, în rândul pacienților, și este foarte important. Dar înainte de treaba asta, la oamenii din interne, să spunem cu ce se ocupă, să fie găsit, mi se pare cel mai important lucru. Radiologia intervențională e o specialitate medicală nouă. Nu este nici chirurgie, nu mai este nici radiologie, deși se cheamă radiologie intervențională. Noi, ca specialiști în radiologie intervențională, avem o pregătire de bază de radiologi, însă după aceea învățăm să navigăm prin interiorul vaselor de sânge și să tratăm o serie de afecțiuni. Deci devenim medici nu diagnosticieni, ci terapeuți. Ceea ce este foarte, foarte important. Este o specialitate medicală, așa, prin esențialmente interdisciplinar. Noi colaborăm cu medici de diferite specialități, pentru că și tratăm afecțiuni din diferite specialități. Colaborăm cu medicii ginecologi, cu urologi, cu neurologi, cu neurochirurgi, cu chirurgii vasculari, cu gastroenterologii, cu chirurgii de medicină generală, cu extrem de multe, cu pediatri, cu chirurgii pediatri, foarte, foarte multe specialități și afecțiunile tratate tradițional de aceste afecțiuni își găsesc soluții noi, moderne, în radiologia intervențională. Și mai exact ce înseamnă radiologia intervențională? Înseamnă să navigăm prin interiorul vaselor de sânge. În mare majoritate a cazurilor, cu un pacient treaz, fără durere, fără incizii, fără anestezie generală, doar printr-o mică incizie, o înțepătură la mână sau la picior. De acolo pătrundem într-un vas de sânge, care poate să fie o arteră sau o venă, și navigăm practic aproape oriunde în corp putem să ajungem. Acolo unde există o afecțiune, pe care atunci o tratăm, fie prin închiderea unor vase de sânge, fie prin deschiderea celor care s-au închis sau sunt în risc să se deschidă, prin eliberarea unui medicament local. Sunt diferite soluții.